Aproximativ 2 milioane de români au ca diagnostic o boală cronică de renichi, iar peste 11.000 ajung în stadiul de dializă. Boala nu iartă. Informează-te și luptă alături de pacienți pentru a le reda sănătatea. Al 9-lea Congres Național de Nefrologie, Dializă, Transplant și Acces Vascular, cu participare internațională, știință și inovație la cele mai înalte standarde. 18-20 aprilie 2013, World Trade Center București și Institutul Clinic Fundeni. 8 speaker internațional de renume, peste 20 de speaker național. Teorie științifică și ateliere de lucru îmbinate pentru prima dată în cadrul unui congres medical în domeniul nefrologiei. Teme de actualitate, 10 de ore de dezbatere, transmisiuni live de la Institutul Clinic Fundeni. Totul într-un singur eveniment medical de renume. Al 9-lea Congres Național de Nefrologie, Dializă, Transplant și Acces Vascular, cu participare internațională. Eveniment științific prezidat de profesor universitar dr. Raymond Van Holder, președintele Asociației Renale Europene și Asociației Europene de Dializă și Transplant, și profesor universitar dr. Mihai Voiculescu, președintele Fundației Academician Marin Voiculescu. Al 9-lea Congres Național de Nefrologie, Dializă, Transplant și Acces Vascular, cu participare internațională. Un eveniment cu tradiție în lumea medicală. Manifestare organizată științific de Fundația Academician Marin Voiculescu. Parteneri instituționali: Asociația Română de Nefrologie și Acces Vascular, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Institutul Clinic Fundeni, Asociația Română pentru Studiul Bolii Renale Ereditare, IHS Medical School. Parteneri media strategici: sanatatea.tv.ro, comunicatemedicale.ro, PR și comunicare, Sănătatea Press Group.